În orice arie economică, ne-am uitat, vom vedea că obstacolele aflate în calea realizării obiectivelor de afaceri și a oportunităților de creștere sunt mai numeroase și mai complexe decât în trecut. Sintetizând, aș spune că principalele trei mari provocări cărora industria de asigurări din România trebuie să le facă față sunt legate de contextul macroeconomic, de modificarea arhitecturii instituției de supraveghere și de creșterea competiției. Chiar dacă am exclude incertitudinile legate de evoluția economiei, trebuie să admitem că astăzi, atât clienții noștri, cât și noi, ca actori ai pieței de asigurări, trebuie să operăm în condiții de redresare a presiunilor concurențiale. Volatilitatea este astăzi cuvântul de ordine pentru orice piață financiară. Pentru clienții noștri, protecția pare astăzi mai dificil de obținut, dar piața de asigurări are capacitatea de a-și ajuta clienții, iar brokerii de asigurări, în calitate de consultanți de risc, se află în fața unei oportunități extraordinare. Clienții au nevoie de consultanță profesionistă pentru a înțelege cum să-și gestioneze riscurile și cum să se protejeze împotriva acestora. Brokerii de asigurări își ajută clienții într-un mod foarte real să-și realizeze obiectivele, să se protejeze împotriva riscurilor la care sunt expuși. Iar această capacitate a industriei de asigurări poate sprijini creșterea economică și poate crea un impact semnificativ asupra clienților și comunității în general. Gestionarea riscurilor și asigurărilor sunt doi factori importanți pentru funcționarea oricărei economii. Acesta este un rol nobil și privilegiat, dar care implică pentru noi, pe lângă oportunități, și o ureașă responsabilitate. Pentru a face față acestei responsabilități, brokerii în asigurări trebuie să urmeze trei mari principii. Să se concentreze în continuare pe client, să furnizeze clienților perspective pe termen lung și să-și dezvolte spiritul de inovație. Aceste trei principii sunt ușor de descris, dar mai greu de executat. Mă scuzați. Apropo de principiile care sunt mai greu de executat. Trebuie însă ca brokerii să continue să-și sprijine clienții și să-și consolideze poziția. Este destul de simplu. Dacă nu vom oferi valoare clienților, nu vom putea reuși. În cazul în care clienții nu găsesc valoare în sfaturile și serviciile noastre, vom înceta să mai existăm. Oportunitatea brokerilor de asigurări este aceea de a deveni consilieri și mai valoroși, deoarece clienții au nevoie de expertiza noastră pentru a-și gestiona provocările dificile. În perioada imediat următoare, piața de asigurări, alături de alte două industrii financiare, va trebui să facă față modificării arhitecturii autorității de supraveghere. Asta, dacă nu vor interveni modificări în calendarul de creare a noii entități de supraveghere a piețelor financiare nebancare. Pentru operatorii din piața de asigurări, provocarea nu constă atât în înființarea acestei noi autorități, cât mai degrabă necunoscutele de ce țin de structura sa operațională și de modul în care piața va continua să comunice cu supraveghetorul. Ne dorim de la noua autoritate de supraveghere financiară să evite, pe cât posibil, eventuale sincope și disfuncționalități ce pot apărea în relaționarea cu operatorii pieței de asigurări. Temerile noastre în legătură cu acest subiect sunt accentuate de lipsa de informare cu privire la modul în care va funcționa acest nou organism de supraveghere. În fine, cea de-a treia mare provocare a pieței ține de climatul concurențial. Trebuie să recunoaștem că la acest capitol mai avem încă de lucrat. Rolul nostru ca brokeri este cel de a oferi cele mai bune servicii clientului. Însă, aparent, serviciul principal pe care îl apreciază cel mai mult clientul român la un produs de asigurare este prețul oferit. Cred că strategiile de dezvoltare, atât ale brokerilor, cât și ale asigurătorilor, trebuie să transfere această apreciere spre calitatea serviciilor. Strategiile axate pe preț și-au demonstrat până acum capacitatea de a genera efecte negative la nivelul imaginii întregii industriei de asigurări.